Legea uceniciei a fost modificată în luna iulie. Principala modificare adusă legii numărul 279 din 2005 privind ucenicia la locul de muncă se referă la subvenția acordată angajatorului din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Perioada de acordare a subvenției poate fi de la 12 luni la 36 de luni. În luna iulie a acestui an a fost modificată legea uceniciei, mai exact legea 279/2005. Principala modificare vizează creșterea subvenției acordată angajatorului care încheie un contract de ucenicie din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Aceasta poate fi acordată de la 12 la 36 de luni în funcție de nivelul de calificare pe care urmează să se pregătească ucenicul. Principala modificare adusă a acestei legi se referă la faptul că a crescut subvenția acordată angajatorilor care încadrează în muncă persoane care ulterior beneficiază de un contract de ucenicie și obțin o calificare la locul de muncă. Această subvenție a crescut de la 300 de lei cât era până la această modificare la 1125 de lei pe lună. În funcție de nivelul calificării de care beneficiază ucenicul încadrat în muncă, perioada de acordare a subvenției poate fi de 12 luni pentru calificările de nivel 2, 24 de luni pentru calificările de nivel 3 și 36 de luni, deci durata maximă pentru subvenție pentru calificările de nivel 4. În sensul prezentei legi, ucenicul este o persoană cu vârsta de peste 16 ani care, din voință proprie, încheie un contract de ucenicie cu un angajator în scopul obținerii unei calificări.